Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Hitman Contracts. Hai să vedem ce putem face în acest episod. Deci suntem aici pe mapa aceasta, foarte frumos. Trebuie să vedem cum să ne infiltrăm în baza aia. Hai să vedem, așteptăm ceva, vreo acțiune. Până atunci o să-mi scot pistolul cu amortizor, să-l am aici. Deci să-mi scot, perfect. Deci dacă mergem așa normal, ăla cred că o să ne verifice sau o să ne oprească. Ia să vedem. Zona privată, domnule. Mergeți înapoi. Mergeți înapoi. Bă, și ăsta e română? Bă, ăsta e în română? Bă, tu n-auzi? Cară-te! Ok, mă rog. Bă, ăsta ce face aici? Easy. L-am periat pe fraier. Da, nu, că o să intru în ei ca un idiot. Easy. Take clothes. Luăm arma. Luăm și la asta arma. Și mergem, ia să vedem. Trebuie să-l omorâm pe ăla. Stai, obiectivele care sunt? Assassinate, assassinate, rescue, și escape. Perfect. Am să te omor! Oh, l-am omorât nici pe la care nu trebuie. Am să te omor! Trebuie să-l omor pe targetul ăla. Deci, stați să-l găsim pe fraierul ăla. Deci, dacă mergem drept, ajungem aici. Mor, nenorocitule! Ce, bă? Hai, nu, serios. Mă rog, unde e ăla? Bă, ăla fuge? Stai că la fuge. Uitați că fraierul la roșu fuge. Uite-l mă pe la roșu. Asta. Am asasinat pe fraier. Perfect. Deci, acum trebuie să-l găsim pe alălalt. Ceea ce e foarte bine. The guards found. Stați așa. Să vedem. Oh, aici deja am ieșit în spate. Wait. What? Mă rog. Bă, assassinate mid king. Păi și unde e căcat e ăla? Mapa e prea simplă. În Hitman îți zice toate detaliile. Deci în Hitman 2 îți zice toate detaliile. Ce-mi place mie la Hitman Contracts e că au modificat meniul ăsta. Deci meniul ăla era canceros rău. Bine, e diferență. Stați așa un pic. E diferență. Grafica nu e prea diferită de la Hitman 3 la Hitman 2, da. E un pic de tot diferită, parcă nu se vede chiar așa de nasol, dar... Stați. Încolo trebuie să o iau. Marș, bă, de aici. Ia să vă mai ies. Guarzi în viață. Da, mai ies, dar puțini.
stați așa. Bă. Uite aici sunt scările. Păi, nebun. Am tras prin toți ca să le iau doar pe ăla. Îmi place. Mori, mă, du-te dracu. Așa. Uite-l, mă, pe următorul target. Ce faci, grasule? Asta s-a uitat la televizor, ești nebun. Perfect. Și acum... Acolo, oare? Oare? Unde stai, scările? Scările sunt fix în fața mea. Cum stau așa? Alias. Nu, stai să ajungem la ele. Că trebuie să mergem la toate semnele de exclamare. Mamă, și avem și aici jos semne de exclamare. O să mergem sus la semnul de exclamare. Pe aici, așa e? Da, pe aici. Trebuie să mergem să găsim pentru că da. Pentru că da. Cel mai șmecher motiv din lume. Pentru că da. A, oh, uite-le. Și acum... Unde-i semnul de exclamare? Mergem pe aici. Ce? Stai. The guards has found. Vreau să mergem pe coridor încolo, tot încolo. Acolo e un inamic, vedeți? Asta e ciudat. Wow. Mori. Pe asta trebuia să o găsim? I found the girl. Can you get her out? Some of her. Enough for a positive ID. Was it Sturrock? His brother. But I assume the mission hasn't changed. You assume correctly as usual. Carry on, 47. Deci. Hello. Pick up, ce? Head up for exit point, ok. Să ajungem afară. Bă! De aici? Mă uit des pe mapă ca să văd dacă am luat-o bine aia. Da, am luat-o bine. Da, pe aici. Să-mi iau pistolul mână în caz de vine cineva. Ajutor! Ajutor! Perfect. Stai, what? Pe aici nu-i nicio ieșire. Bravo, Raul, ești deștept. Bravo, Raul. Foarte deștept ești. Ieșirea e pe cealaltă parte. Wow, ce veste bună. Ești pus să-i safar? Da, da, exit-ul e fix pe cealaltă. Deci fix pe cealaltă parte. Merg doar prin ușile astea. Na. Și exit-ul unde? La camion? A greșit, nu știu ce, time 8 minute. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe dacă v-a plăcut acest episod și nu ezitați, ne vedem data viitoare. Bye, bye!